Așa, bună seara. Și bine ne vedem la întâlnirea cu propunerea. Testul, hai să zicem, cum am numit titlul mai acolo? Avem teste de evaluare națională. Perfect. Pentru ce evaluarea națională. Variante, practic. Da. Varianta care facem astăzi? Astăzi facem, ia să vedem, o variantă frumoasă. Asta, de exemplu. Varianta 28, varianta 4, dar nu se aprofundează. Varianta 4, nu? Da. Subiectul numărul 1. Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. 1. Rezultatul calculului, radical din 12, împărțit la minus radical din 3 este... Minus 2. Egal cu? Minus 2. Minus 2, da? Este bine? Nu. Pe radical din 12, radical din 3, e radical din 4, minus radical din 4, 2, minus 2. Deci, 4 radical din 3, 2 radical din 3 și radical din 3 cu minus radical din 3, deci îți trebuie minus 2, da? E corect. Da. Inversul numărului minus 3,2 este numărul. Inversul numărului? Minus 3,2. Egal cu 1 supra minus 3,2. Inversul egal este egal. Egal cu 1 supra minus 3,2, nu? 1 supra minus 3,2. Asta este inversul, da? Corect. Da, și acum facem minus 1 ori... Asta e inversul sau invers turnat? Nu, nu. Răsturnatul când ABC și BCA. Da, inversul lui 7, inversul este 1 pe 7. Pentru că 7 ori 1 pe 7 e la 1. Da? Deci te întrebăm ce număr mulțim cu cine altcineva să fac 1. Am înțeles. Da, 1 este inversul celor. Și egal cu 1 ori minus 10 pe 32. Deci minus 10 pe 32. Și egal cu minus 5. 3. Numerele întregi nenule din intervalul deschis minus 2, 3. X aparține lui... Minus 2, 3. Deschis. X aparține intervalul minus... 2, 3. Minus 2, 3. Deschis. 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 La americate. Mulțumesc. Deci toate numerele întregi dintre minus 2 și 3. Mulțumesc. De ce? Că întregi nu e minus niciuna. Că nu, nu, dacă era închis, era minus 2 și 3. De la minus 2 până la 3, minus 2 și 3. Minus 2 și 3, da. Atenție, deci toate numele de întregi între minus 2 și 3. Deci e vorba de mulțimea mare. Hai să zicem așa. Mulțimea mare e egal cu toți acei x din Z cu proprietatea că x sunt cuprinși, uite, așa, între minus 2 și 3. Da. Iată că am dat suportul de mulțime. Egal cu? Egal cu minus 1, 0, 1 și 2. Minus 1, 0, 1 și 2. Bun. 4. După simplificare, raportul x pătrat plus 3x supra x pătrat minus 9. Deci după simplificare, raportul ăsta, unde x aparține lui el, mai puțin minus 3 și 3 este egal cu 1. După simplificare, raportul acesta, unde x aparține lui R mai puțin minus 3 și 3 este egal cu 1. Deci simplificăm. Arată cum după simplificare. X pe lângă x plus 3. Tu poți să faci pe ușor de acolo. Da, da. Și acolo dai răspunsul. X minus 3 pe lângă x plus 3. După simplificare arată x supra x minus 3. Ah, x supra minus 3. Nu poți face chiar fără să mai scrii. Ce ai imaginat că x e scos, x plus 3, x minus 3 pe lângă x plus 3, se duce x plus 3, rămâne x supra x minus 3, fără discuții și lucrând pe fel. Dar de ce spune x aparține lui el mai puțin mulțimea minus 3 și 3? Pentru că nu poate fi 3, 3 minus 3, 0. Da, deci pentru asta de vorbim cu fracția asta și a face simplificare, o faci numai dacă te asigur că numitorul ți-a existit ea. Numitorul ți-a existit.
0. Se existe fracția, trebuie să te asiguri numitorul diferit de 0. Deci x-ul diferit de 3 și minus 3. Important. O face autorul. Dar dacă n-ar face autorul, o faci tu. Deci dacă nu se precizează, o faci tu. Dar el a fost... De 3 am înțeles. E 3 la... Deci și minus 3? Păi da. Dacă e minus 3 la pătrat, face 9. A, 9 minus 2. Dar atenție. Da? 5. Diagonala unui cub are lungimea de 4 radicali din 6. Deci, diagonala a cubului egal cu 4 radicali din 6. Egal cu 4 radicali din 6. Suma lungimilor unghiilor cubului este egală cu... Suma lungimilor unghiilor cubului. Hai, facem desen. Facem desen. Hai să ne gândim așa. Ce înseamnă diagonala cubului x la 2 plus y la 2 plus d la 2. Deci diagonala la pătrat egal cu x pătrat plus y pătrat plus z pătrat, cele trei dimensiuni, lungime, lățime și înălțime, la paralelepiped. La paralelepiped, adică este adevărat. În cub însă, x, y și z sunt egale. Cu x egal cu y egal cu z. Deci 4 radical din 6 la pătrat, adică 16 ori 6. Egal cu 3 ori x pătrat. 3 ori x pătrat. Și atunci rezultă că 4 la pătrat ori 6 egal cu 3 ori x pătrat și x pătrat egal cu... Deci ai zis 4 la pătrat ori 2, nu mi-era, ori 2 cu 6 se ridică, da? 4 la pătrat. Ori 2 egal cu x pătrat. Deci 4 la pătrat, deci x egal cu 4 egal cu 2. 4 la pătrat. Aia fac latura. O singură latură. Dar, acum autorul îți cere ce? Suma lungimilor unghiilor cubului. Păi cubul are 4 sus, 4 jos și încă, încă 4 cu aici. Deci 4, 8, 12. 12. Deci, deci x yes, suma lungimilor. Este egal cu 4 la egal din 2 ori 12 și egal cu 48 la egal din 12. Ei, de ce n-am mai trebuit să facem desenul? Că făcând desenul pentru asta, e consum de timp. Yes. Da? Deci tu ai avut, ce trebuia să știi? Diagonala, cine este egal? Cub suntem, ele sunt egale. Ai făcut calcul rapid, ai găsit o singură de dimensiune și ai împărțit cu 12 și terminat urmă. 6. O prismă cu 6 vârfuri are un număr de câte fețe? O prismă cu 6 vârfuri are un număr de câte fețe? 3, 4. Păi ia să vedem. 1, 2, 3. O prismă. E o prismă cu 6 vârfuri. Cu 6 vârfuri. Este o prismă triunghiulară, perfect. Are 1, 2, 3, 4. O prismă cu 6... Da, are 4. De ce 4? Păi, prima, 1, 2, 3, 6 toată. Da. Câte vârfuri? 6. Și unde tu ai 6 acolo? Da, ce te uiți? Dar tu ce, la ce te uiți tu acolo? La prismă sau la piramidă? Tu a, da, prea. Prismă, o prismă, cu 6, distribui 3 sus, 3 jos, există bine o prismă triunghiulară. Da, și are una aici, una aici, 3, 3, 5. Deci 3 5. Fețe laterale. Da, și cu 2 ori, 5 fețe, da? Da. Deci o prismă da, are 5 da. Fețe, așa, bun. Deci am văzut urmă o prismă, prismă triunghiulară. Deci este vorba de o prismă triunghiulară. Și nu mai fac piramida cu prismă. Sigur. Dar asta o gândeam. Da. Deci, e asta. Da. Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.
1. Desenați pe foaia de teză o piramidă patrulateră regulată. Deci 1. Piramidă patrulateră regulată. Adică cu baza un paralelogram. Cu baza... Un pătrat, dar nu trebuie să-i paralelogram. Dar nu spune că un paralelogram. Cu baza un pătrat. Că desenăm așa e altă poveste. Deci cu o piramidă patrulateră regulată, baza un pătrat. Hai în percepția de acum, o ridicăm pe regulară și iată piramida în patrulateră regulată. A, B, C, D, V. Vârful 2. Subiectul numărul 2. Arătați că numărul A nu este egal cu 1 supra radical din 5 plus radical din 3. Că A mic egal cu 1 supra radical din 5 plus radical din 3 minus 2 supra radical din 5 minus radical din 3 totul la minus 1, mai 2, mai 2, mai 2, a doua... A doua fracție, minus 1. Este rațional. Aparține lui Q. Deci arătăm că asta aparține lui Q. Păi numitorul comun o să fie egal 5 plus sau egal 3 pe lângă, era egal 5 minus, era egal 3. Ești atentă, te rog să fii atentă. Păi da. A, era minus 1. Sigur că da. Deci A egal mai departe cu 1 supra radical din 5. Minus, la fine, minus 1, minus 1, supra... supra 2, supra radical din 5, minus radical din 3. Adică cât va fi? Adică radical din 5, minus radical din 3. Așa, pentru că da. Deci, pi la minus 1, doar să fracția, ca să înțelegi. Radical din 5, minus radical din 3, totul supra 2. Și amplificăm prima fracție cu 2, a doua cu radical din 5 plus radical din 3. Numitorul 2 pe lângă radical din 5 plus radical din 3. Iar aici am 2. Și aici avem 2 minus 5, 2 minus 5, minus 3. 5 minus 3. 2 minus 5 pe lângă 2 minus. Deschidem paranteză rotundă. 5 minus 3. Minus 3. Și avem așa. Egal cu 2 minus 5 plus 3, 2 minus 5 e minus 3, plus 3 e 0. 0 supra 2 radical din 5 plus 2 radical din 3 și egal cu 0. Egal cu 0 care este numai din Q. Da, e din Q. Hai atenție. Aici, hai să remarcăm foarte mare atenție la minus 1. Îmi place fracția. Nu mai stai 1 supra. Deci nu se zice 1 supra 1 pe 3, ci de la întorsă fracția. 3. Scrieți mulțimea x aparținând el cu proprietatea modul din x plus 4. Mulțimea, scrieți mulțimea? Nu zici că e A, că e B. Începe cu A acolo. A egal cu mulțimea. X aparținând el cu proprietatea modul de x plus 4 mai mic egal decât 5, sub formă de interval. Deci scrim asta sub formă de interval. Egal cu... Păi x plus 4 ar trebui să fie mai mic egal cu 5. Ar trebui să fie de la 5 la minus infinit. Atenție, Miruna. Mai mic egal cu 5, da. X plus 4 ar trebui să fie din mulțimea de la 5. Ce înseamnă, Miruna, așa? Modul din x cuprins, mai mic decât 3. Cum traduci tu aici? X e 3 și plus 3. X-ul e între? 3 și minus 3. Minus 3 și 3. Ați dat intervalul. Nu poți spui 3, 3 și minus 3. Nu mergi înapoi. Deci acolo e între minus 5 și 5. Deci așa traduci. Minus 3, mai mic decât X, mai mic decât 3, da? Aici e echivalent. Poate spune că X plus 4 este cuprins cu posibilitatea de egal să stângă și dreapta între? Între 5 minus 5. Minus 5. 5. Atenție, nu mai da așa că mă zgârii la... Minus 5. Minus 5 și 5. Echivalent. Echivalent cu... scădem minus 4.
da. 4. Și x e minus x egal. X e, aparține lui minus 9 și lui 1. Minus 9 și? 1. Lui 1. 3, minus 9 și 1. Deci, sub formă de interval, mulțimea asta e egal așa. X aparține între minus 9 și 1. X aparține intervalului, cum se spune, închis, echivalent, va spune că X aparține intervalului închis, minus 9 și 1. Închis. Uh-huh. Minus 9 și 1. Dar are închis. Deci toți și reali cu proprietatea, da, în modul mai integral de 5, se traduce așa, că X plus 4 vezi între plus 5 și 5. Uh-huh. Da? Și am dus-o până când am găsit X cuprins în între și între, care înseamnă intervalul închis, dacă ar fi fost aici, într-o parte, dacă ar fi fost strict, trebuia să-și pun intervalul deschis. Bun. Ce moment ai avut de derutări? Am dorat. Nu ne-am amintit ce înseamnă modulul mai mic decât. Dar ce înseamnă, uite că eu te întreb așa, ce înseamnă modulul minis? Mai mic decât, mai mare decât 4. X poate fi... mai mare decât 4. Minus 4... nu, minus 5 până la 5. Hai să vedem. Dacă modul din X mai mic decât 4 a însemnat, ai spus adineamă, X aparține ce interval? Dacă era egal. Bun, și cu egal tot timpul. Dar dacă aș fi dat numai așa, strict, mai mic, ce ai spus? Cu intervalul deschis, 4 închis, deschis, 4. De. Intervalul se desfășoară spre dreapta. Deci între minus 4 și 4. Mm-hmm. Așa, da? Mm-hmm. Deci între minus 4 și 4 când dau în felul ăsta. Ce ar însemna că asta e complementarea celelalte? Minus infinit. Nu, plus infinit și... Nu? Adică complementarea. Deci este X aparține. Fără asta, adică. Fără zona minus 4, 4. Minus infinit. La minus 4, reunit de la 4 încolo. Da. Hai, da. Da? Deci, înseamnă X. Vezi, asta facem acum. Eu te-am prins aici și lămuresc toată problema. Nu trec mai departe. Am sesizat o slăbiciune, rezolvăm problema. Deci, înseamnă că X aparține de la minus infinit, ce minte că mai interval deschis, la minus infinit la minus 4. Minus 4. Deschis, că e mai mare strict. Reunit, începe bucata cealaltă, de la 4, la plus infinit. Minus 1, minus 4, 4 plus infinit. Asta înseamnă mai mare decât 4. Nu mai mare decât 4. Da. Hai să mai facem încă una. Mulțimea următoare, găsește pentru A mare, egal cu mulțimea tuturor la celor X și real, pentru care modul din 3X plus 1 mai mic decât 5. Atunci, modul dintre X plus 1 poate să fie de la minus 5 la 5. Nu modul. Expresia din modul. Da. Deci, faptul modul mai mic ca 5. Deci, luăm de 4. Modul dintre X plus 1 mai mic decât 5 echivale cu transcrierea 3x plus 1 cuprins între, în stânga, minus 5 și în dreapta, 5. Da, să spunem că este cuprins între minus 5 și 5. Păi 3x plus 1 mai X. Păi da, dar eu mă duc după X. De ce trebuie să fiu așa ca inegalitate? După X, nu după expresie. Deci, expresia poți. Expresia da. Urma locuirii, numărul acela. Dar așa traduc. Faptul că e mai mic decât 5 înseamnă că expresia e între minus 5 și 5. Și acum lucrez la inegalitatea asta, dublă inegalitate. Scădem un număr peste tot și înseamnă minus 6. Minus 6 mai mic decât 3 mai mic decât 4, împărțim la 3, minus 2 mai mic decât X mai mic decât 4.
împărțimat la 3 numere. Da, foarte bine, la 3. Eu nu am atât aici. Și este echivalent, vă spun că... Minus 2 mai mic decât x mai mic decât 4 3. Minus 2 mai mic egal decât x mai mic egal decât... A dat mai mic, de-aia. A dat strict mai mic. Am dat strict, fără egalitate, da? Da. Decât 4 pe 3. Și ce înseamnă? Aparține intervalul. Minus 2 și 4 pe 3. Deschis minus 2 și 4 pe 3 deschis în altă parte. Vezi, nu 3 x-ul sub minus 5, ci x-ul în minus 2 pe 4 pe 3. Acolo trebuie să ajung. Ai înțeles, Miro? Da, da, dacă îți scriam așa și apoi scădeam de aici, parcă nu știu ce, scădeam pe aici minus 1. Vrea să vede prea bine. Și nu e corect așa. Deci nu poți să vede, nu se pică cu ochiul, uite cât de simplu, când expresia între cele două ori. Și fac treaba și până la x între. Corect. Și scrie în final, deci se aparține intervalul. Corect. 4. 4. Scrie că a produs de 3 factori. X ori y ori z. Deci amic. Scrieți. La 4 avem amic. Ca produs de 3 factori. Expresia de x la 3. De 3 factori. X la 3 minus 2x pătrat. X la 3 minus 2x pătrat. Minus 4x plus 8. Factorizăm, adică scrim tot ca un produs de 3 factori. Adică o paranteză, mă zic cu altă paranteză, mă zic cu altă paranteză. Care era chestia, cum știți, mai aveam noi chestii, x la 3, x la 2, x, x la 0, 2, 4, 8. Adică 2 la 3, 2 la 2, 2 la 3. La a pus genotul la 3, a pus genotul la 3, a zis ce i-a tot să leagă. Să ne gândim. Dar hai aici să ne gândim. Tu vrei să încerci așa. A pus B, să ne-am formula, a pus B totul la 2. Da? La 3, zici tu. Vrei la 3? Dacă i-aș ia... La care vrei? Unde vrei să te duci? La ce formă de cam ești? Mă știu, mă știți când ne-a zis să conci x la 3, x la 2, x, x la 0, 2, 2 la 2, 2 la 3. Așa. Deci... cred că dintr-o descompunere undeva te aștept. Da. Adică tu te aștept de la A. A la 3 plus B la 3 egal cu A plus B. Pentru că A pătrat minus A plus B pătrat. Scade A, o crește pe 1. A la 3 plus B la 3, A la 4 plus B la 4, nu are descompunere. Și A la 5 plus B la 5 are descompunere. Se face A plus B. Pe lângă A la A cât A? A la 4. Plus A la A minus A la A. Că văd că terminează A la 3 A plus B. B la plus A la a doua, B la a doua, minus A, B la a treia. Și nu se leagă la a patra. Dar nu se leagă nimic de aici. Nu se leagă la formă. Hai, gândește un pic acum. Din primii doi, grupează-i. Din primii doi, altă mic pătrat. Da, faci chestia asta, vă spune mama. Faci, dai mix la a doua din primii doi, cu obiectivul ca și din ceilalți când scoți din ce ți-au rămas. Să ai aceeași paranteză. Exact. Dă-ți pe x la a doua în factor 1, dai mai... Și a doua cu minus 4 și dai... Iar e x minus 2 și din a doua când vezi că scoți din 4 a x minus 2, ești fericită. Da? Te zici x la a doua pe lângă x minus 2, minus 4 pe lângă x minus 2 și pe lângă x minus 2, s-a exus de bucurie și x minus 2 scoți pe dată factor. Și avem x minus 2 pe 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 x minus
Deci nu mai confici pe formule. Ce altfel. Uite, o altă idee. Pe x la a treia plus 8. Zici că nu-ți venea aminte ăștia și ăștia. Deci era cea mai simplă idee. X la a treia plus 8 face o echipă. Minus, întâlnește al 2 scos pe 2x. Deci minus 2x pe lângă x plus 2. Nu? Linia. X la a treia plus 8, 2 la a treia. Și x la a treia plus 8. Egal mai face cu x la a treia plus 2 la a treia. Pe lângă minus 2x pe lângă x plus 2. Și egal mai parte. A la treia plus B la treia scoate un factor comun, A plus B. Adică descompun A la treia plus B la treia, deci... Da? Descompune multe și până mă lucră. Descoate factorul comun pe ei. Nu scoate, nu scoate. Și descompun A la treia plus B la treia cam aici. X plus 2. X plus 2. Pe lângă X pătrat minus AB minus 2X plus 2 la 2 la A. Pe lângă minus 2x, pe lângă x plus 2. Scoatem pe x plus 2 în factor comun, că îl vedem acum. Și face egal cu x plus 2. Pe lângă x pătrat minus 2x plus 4. Și iar minus 2x. Minus 2x. Care face x plus 2 pe lângă x pătrat minus 4x plus 4. Face x plus 2 pe lângă x minus 2 la a doua, să vedem din nou. Dar uitați că a fost ce. Sigur că da. Între mine și ideea ta, iată diferența. Exact. Da, iată diferența. Iată, am plecat și l-am făcut. Da, mult mai ușor să vedea aici că factorul apare x plus 2 rapid. Exact. Da? I-am pus la special altă variantă acolo. Asta dacă și-a aduc aminte și vorbim, aia, la treia, profesor. Deci ești în ceață complet pe varianta asta. Dar am arătat-o în ideea că între doi care nu observă asta, după părerea mea, dacă nu observă pe asta, nici cum nu s-o duce pe asta. Da? Nici cum. Pentru că... Da. La treia, pentru că la treia nu s-o pune. Să ajunge. Da, să ajunge. Mai consultiv, formule la greu folosite. Și are 4 are și B. Asta era A1. Așa, A1. A, și B. Arătați că X minus 2 la a doua pe lângă X plus 2. B. X minus 2 la a doua. Pe lângă. X plus 2. 2 practic dă. Așa. Minus X minus 2. Poate minus X minus 2. Nu chiar să dă. E egal cu x minus 3, pe lângă x minus 1, pe lângă x plus 2. Adică trebuie să fugim de ce arătăm asta, nu? Trebuie să arătăm că de aici plecăm, ajungem aici. Da, e facem și la x la 3, minus 2, x la 2, minus 4, x plus 2. Adică îți faci paranteza. O zbăguiește, că știa că asta e x plus 2 la 2, pe lângă x plus 2. Deci te duci înapoi și spui că știu eu că am muncit data trecută și aici este x la 3 ani. Minus 2x pătrat, minus 4x plus 8, minus, minus x, minus 2, e ca x la 3 minus 2x la 2, minus 5x. Minus 5x. Minus 6. Minus 6. Plus 6. Minus 2 plus 8 plus 6, da? Da, și e ca x la 2 pe lângă x minus 2, minus... Deci aici e ca mai departe cu x la 2 din primit 2, da? X la 2 pe lângă x minus 2. Da. Și acum suntem ce punem aici ca să dea x minus 2. E, aici e problema. Veruna, știi ce aș făcut eu? Asta aș fi dat așa. M-ai dus la mine și ce? Ca să se arate ca asta, să scrie ca asta. Ca să vezi. Ca să fie făcut de Hristos, dificil. Foarte dificil, dar și dat, dar să se arate că expresia asta se scrie așa ceva. Făcând punctul A. Și la punctul A, văzând că e x pătrat, 3 minus 2x pătrat, îți construiești minus 4x, rupt din 5x, deci mergi înapoi. Abia acum
ai șansă să folosești punctul ăla. Dar autorul a fost foarte drăguț că a dat totul. Da, dar eu n-aș fi, nu m-aș fi dus înapoi acolo. Deci vorba, că tu asta vreau să atrag atenția. Deci tu ai greșit flagrant aici. Ai fugit de la exercițiu. Exact. Pentru că el s-a făcut așa. Scoți un minus în factor și x plus 2, x plus 2 se vede aici, scoate un factor comun și tot. Eu scădere de acolo. Și o scădere x minus. Să nu mă dat, am să spun un lucru. Că a fost și exerciții când întoarcerea la forma aceea o dată rezultat. Da, da. Nu de data asta. Exact, să nu se repede, asta vreau să zic. Asta era mesajul meu, domnul profesor. Da. Eu s-am dus înapoi când vede acolo minus x minus 2, băi, dar dacă dau cu minus acolo, x plus 2 și de la un exercițiu la altul ne adaptăm. Și sunt situații când ne întoarce înapoi și situații când nu ne întoarce înapoi. Așadar, ciodată autorul este x minus 2. La pătrat. Pe minus x plus 2. Da. Minus x minus 2. Minus pe minus. Și acum ce face? X plus 2. E cam mai departe în luna lucrăm. X plus 2 lângă x minus 2 la a doua. X minus 2 la a doua. Uite așa. Și minus 1. Și egal cu? Și egal cu x plus 2, lăsăm. Factorul ăsta îmi place, că la ce obținut observa aici, x plus 2 există? Și o minus 2, minus 1, x minus 2, minus 1, pe lângă x minus 2 plus 1. A, la 2 minus 2 la 2, deci da? Corect. Deci vine x minus 2, minus 1, pe lângă x minus 2 plus 1. Pe x minus 3 și pe lângă x minus 1. Iau ca șerpe. Și s-a ajuns foarte repede. Dar, spuneam că ca să fac un exercițiu foarte tare, eu la punctul B, spune așa, la B, așa, să se arate, nu, să se descompună în factori, expresia e de x egal cu x la a treia minus 2x pătrat minus 5x plus 6. Să se descompună în factori expresia asta. E de x egal cu x la a treia minus 2x pătrat minus 5x plus 6. În fața acestui exercițiu, intră un pic în delută. Panică. Da? Și fiindcă l-ai făcut pe el, după ce stai un pic și analizezi, la punctul A, de regulă A, cu B se leagă. Autorii când construiesc exerciții, așa te duci da. într-un mai dificil care încerci să rezolvi, având-l și pe A deja făcut. Te folosești da. Cu x la 3 minus 2x pătrat, văd că este scris aici. Și l-am aranjat ca fiind x plus 2 pe x minus 2 la pătrat. Zic, x la 3 minus 2x pătrat, minus 4x. Păi, egal cu rupie minus 5x, minus 4x, minus 2x. Deci, x la 3 minus 2x pătrat, minus 4x, minus x și plus 8. Dar mie îmi trebuie plus 8, plus 6. Da, plus 8 și minus 2. Pe 6 se scrie ca 1 minus 2. Deci plus 8, minus 2. Și egal cu. Tot ce îmi trebuie aranjez să zic x la 3 minus 2 x pătrat minus 4x minus 4 x minus plus 8. Da, și minus x minus 2. Minus x minus 2. Așa cum mă duc spre exercițiu înainte. Construcția asta mă folosit, o știu clar, scot pe minus. El ne-a ajutat, că a luat-o de aici încolo. Și nici măcar nu a luat-o de acolo, după dat-o în forma x plus 2 și... Sigur că nu, sigur că nu. Deci a dat-o în forma care ți atrage atenția că e vorba de produs. Că tu să faci tot, minus să faci tot. Foarte drăguț a fost acolo. Deci, aici ai înțeles dificultatea. Deci dacă se dea așa, tu erai obligată, ori tu, spre punctul A, să-ți construiești pentru a ajunge aici. Pentru a ajunge aici. Și minus x plus 2 scos minus de acum intre în timpul ăla. 5. Da. Știind că numărul real x aparține intervalului închis minus 2, 4. Știind că x aparține intervalului închis minus 2, 4. D
determinați intervalul căruia îi aparține numărul 2x minus 1 supra 2. Determinați intervalul căruia îi aparține numărul Deci x aparține acelui interval. Aparține cui? Exact. Poate cum e de așa? X aparține, dar 2x minus 1 cui aparține. Cui aparține, corect. Da, cui aparține. Deci știind că x aparține acestuia, cui aparține 2x minus 1? Păi x... 2x pe 2 minus 1 pe 2 și avem x minus 1 pe 2 și avem x minus 0 pe 2, 5 deci apoi avem 9 pe 2 minus 5 deci tu traduci 2x minus 1 și zici așa 2x minus 1 nu știu cui aparține dar îl mai scrie pe 2x minus 1 pe 2 deci așa am făcut 2x minus 1 pe 2, e egal cu 2, minus 1 pe 2. 2x pe 2, minus 1 pe... Și egal cu x, minus 1 pe 2. 2 cu 2 și egal cu x, minus 1 pe 2. Și egal cu x, minus 1 pe 5. Și începi să te întrebi așa, știind că x aparține lui minus 2, 4. Minus 2 pe 4 pentru că x minus 0 pe 5 aparține lui, adăugăm lui minus 2 plus 0,5, lui minus 1,5 lui 3,5. Deci de aici rezultă că x minus 0,5 aparține intervalului minus 1,5 minus 1,5 respectiv 3,5. Deci, practic, ai adunat la ambele carte, ai scăzut din ambele carte pe 0,5. Mm-hmm. Și cum ai răspuns la întrebare, da? Ai spune punct și virgulă ca să facem distinții între virgulele care sunt aici. Poate să da? Da. Este corectă lucrarea. Însă eu aș pleca ca invers. Aș pleca la faptul că x aparține minus 2, 2. Minus 2, 4. Deci nu e greșit. Atenție. Dar ajungem la acea răspuns. Ce s-ar traduce ca fiind scris minus 2 mai mic egal decât x mai mic egal decât 4? Adică 4 e scris în intervalul ăsta. Cum trebuie să te gândești? Aducem plus 0,5, nu? Aducem plus 0,5 prelucrată fiind expresia în mai mic, nu? Nu scădem minus 0,5. Credem că așa era x minus 0,5. Da, așa e. Echivalent, poate spune că minus 2 minus 0,5 mai mic egal cu x minus 0,5 care mai mic egal cu 4 minus 0,5. Ce ce-a însemnat? Intervalul care tu l-ai. Expresia aceea e de x, nu? E de x. Da, minus 2 minus 0,5 de minus 2,5. Păi s-a văzut de greșit. Așa e greșit. Acum, bine că am făcut așa. Că ne ducem mai la stânga. Acolo 3,5 la mine și acolo 2,5. Așa. 2,5. Ce bine că am preluat 3,5. Și ce bine să înțelegi cât bine să lucrezi așa. Uite, dintr-o neatenție, ușoară neatenție, schimbi intervalul. Dar e micșorat cu 1. Și îți scade, nu stai de multe așa. Păi minus 2 plus 0,5. Da, minus 2 minus 0,5, că am scăzut. Da, am scăzut o mizurație, da. Da? Știi că așa trebuie să scrii, cum zice domnul profesor, prima mea. Ca să nu intru în păcat. Deci să nu intru în păcat, ai prelucat pe expresia asta. E acum poate că tu vezi foarte repede prelucarea. Dar dacă ți-aș fi zis așa, știi în chestia asta, 3x minus 1 pe 4, cui aparține? Știind că x-ul între minus 2 și 4,
3 minus 1 pe 4, cui aparține? 3x² - 1 - 4. Așa, că așa, se cam trebuie să te bărbă, aici s-a praținit cu 2x, s-a simplificat repede și ți-a fost foarte ușor, dar aici... Plecăm așa, mașinile la... Și că da. Aici s-a aparține intervalul minus 2, 4, echivalent, poate spune că... Minus 2, x-ul e cuprins între minus 2 și 4. Și cum am nevoie 4. Nu? M-am nevoie de 3x. Minus 1. Da, ai de plus 4 ca să pun 4 la mine. De ce? Unde am plificat? X-ul ăla. 3x minus 1 pe 4. Păi nu, cu 3x, 3 ori x este aici. 3 ori x minus 1 supra 4. Da. Și eu vreau să obțin și acolo, nu x. Poate expresia asta o vreau într-o paranteză aici. Toată paranteză, expresia în paranteză. Vreau, da? Da. Deci, echivalent, din nevoia de a pune 3x în evidență, nu se scot 3. Mulțumim pe 3, doamne, minus 6. Cu minus 6, mai mic egal cu 3x. Mai mic egal cu 12. Bun, acum ce facem? Scădem în 1, cu 3 prin minus 1. Sigur, scădem în 1. Și vine minus 6x minus 1. Păi minus 7 face. Păi minus 6 cu minus 1? Da, minus 6 minus 7. Deci minus 7. Mai mic decât 3. Mai mic decât 3 minus 1. Și mai mic decât 11. Decât 11. Și acum am 4 prin 4. Vreau să obțin de aia. De acord. Sunt expresia. Minus 7 pe 4. Care mi-a mic egal decât 11 pe 4. Și acum spun că 4 șmecherie pe care încerc autorul, numărul ăsta, 3x minus 1 pe 4, aparține intervalului. Deci este minus 7 pe 4. Și la 11 pe 4. Am înțeles. Foarte bine. Așa da. E foarte corect. Și foarte clar. Da. Deci, iată ce facem aici. La momentele în care ajungem la ceva și eu sesizez că e o slăbiciune, eu și interesul, clarific lucrurile. Și foarte clar, așa, domn profesor. Da. Așa că când o luăm pe dibuite, mă strecă și greșeli. Vezi? Cu cât ești mai atentă și faci lucrurile acestea. Dar dacă ai făcut așa, trebuie că mai insist. Foarte bine. Nu vă pot detașa nimic. Minus 7x, nu, știi că x aparține lui, cum e la noi? Minus 2,4. Minus 2,4. Să vedem că aparține minus 7x plus 3 supra 5. Cui aparține? Nu vă dați mie. Ia, vă duci. Minus 2 mai mic egal decât 3x, mai mic egal decât 4. Deci traduce minus 2 mai mic egal decât x, mai mic egal decât 4. Scădem în minus 7, x, nu. Cu minus 7. X-ul ăla din ei. Doamne, mulțim cu minus 7, că trebuie obține minus 7, x. Da? Deci mulțim ambii membrii cu... 14 mai mic. Deci mulțim cu cât? Cu minus 7. Așa. Știi ce urmează? 14 mai mic egal cu minus 7, x. Minus 7, x. Mai mic egal cu cât... Dar nu urmează asta, că dacă... Dăm cu minus, dacă mulțim cu minus, o să avem cu 14, se schimbă semnul. Asta-i. Mai se schimbă sensul inegalității. Minus 7. Era o prostie. Un 14 mai mic decât... Acum observam, domnul profesor. Minus 14 decât... Minus 27. 7 erau tâmpeni. Iată, moment foarte important. Prin înmulțire, se schimbă sensul inegalității. Deci 14 mai mare egal decât... Mai merge minus 28, mai mic egal decât minus 7x, mai mic egal decât 14. Deci corect este să fie egalitatea a invers, minus 28, mai mic egal decât minus 7x, care mai mic egal decât 14. Bun. Adunăm un 3. Adunăm un 3 peste tot. Deci minus 25, mai mic egal decât minus 7x plus 3, mai mic egal decât 17. Minus 7 este. Și mai mic egal decât? 17. Împărțit la 5,
cosine cu minus 5 mai mic egal decât minus 7 plus 3 supra 5. Hai scris nu. Minus 5 mai mic egal decât minus 7 x plus 3 supra 5. Mai mic egal decât 17 pe 5. Și atunci minus 7 x plus 3 supra 5. Cu intervalul închis minus 5, 17 pe 5. Minus 5 și 17 pe 5. Iată. Ce capitană ți-am închis aici? Schimbarea... Da, da, da. O să iau cu număr negativ, se schimbă și se negativ. Deci atenție când se schimbă sensul negativ. Când înmulțim cu un număr negativ și când facem inverse. Uite, 3 e mai mic decât 7, da? Da. Dar 1 pe 3, cum este față de 1 pe 7? E mai mare. Da? Deci când facem, dacă între numele avem un sens, între inversele lor, sensul se schimbă. Deci 1 pe 3 față de 7 mai mare. Așa încât sensul negativ se schimbă. Când înmulțim sau împărțim cu numărul la un număr negativ. Și la mulțire și la împărțire. Mm-hmm. Și când facem inversele lor. Da, e ca și cum avea 1 pe 10 și 1 pe 100. Sigur, da. Și 1 pe 10 da, da, da. 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 Atunci, repet, prietenii noștri să fie foarte atenți. Like, share, mai da. Și punctăm lucrurile care sunt neclare. Deci cum te-am surprins un pic de bâlbâi, acolo se fac foarte bine ca să... Ia asta și vrea să știți. Da. Asta și vrea. Da. Păi asta, asta face. În loc să ne ducem pe chestiune care ți se face, că nu le știi, dă-le peste ele. Asta e o problemă. Exact. Subim numărul 3. Pe foaia de dânsurile de numărurile complete. Prima problemă. În figura 205, vă arăt imediat, da. Triunghiul ABC este dreptunghi. Cu cateta AC. Deci avem... Ia, fă figura. Da. Figura de așa, asta e mai mică,
Nici măcar nu zici că e 95. Așa e, ăsta e ce. Aici e B. Și asta e B. Și aici e B. Deci A, B, C. Și A, C, și A, ceva și care e B. Și cateta. Măsura cuiului ACB, ACB, tot de 60 grade. AB e perpendiculară pe ABC și AB e AP, AP e egală cu AC. Deci AB e 6 grade ca să vede. Am... Deci eu trebuie dreptul ei. Da, dar nu zice unde, vedeți? În A, clar. Dar la AC e catetă? Zici da. La AC este catetă. Și 6 radical din 3. Zici măsura unului ACB. Păi, dacă o pronunța catetă, da. Nu poate să fie decât în B sau în C atunci. În A sau în... B. Nu, în A sau în C poate să fie. Așa. Și în C nu e, înțeles că e în A. Deci când ai pronunța catetă, da. Într-un din capete, fie în A, fie în C, trebuie să fie unul din ordinare. Corect. Da? Și cum în C nu este cu o dată de 60 grade, e în A. Spune-ți cum de este în A. Bun. BC și AB. Într-un cap... Dar hai să ne facem un proces. AP e perpendiculară cu planul ABC. A? Încă ceva. Deci AP e perpendiculară pe planul ABC. Și AP e egală cu AC. Acum se întâmplă torțul ăla de sus. Dar nu de ce? Da? Un ordinar și altul perpendiculară. Corect. Bun. Și AP e egală cu AC. Adică vreau să spun așa. Acolo e 90, acolo e 90. Da. Bun. Și AP e egală cu AC. AP e cât AC. Da. Corect. Rezultă cu unghiul AC. Plan X, se aflăm pe AP și pe BC. Pe ce A cu B. A cu unghiul ABC e 30. Atunci BC e 2 pe radical din 3. Deci asta e din 30. Rezultă cu BC. BC e dublul care e de așa. În sinus a aplicat, nu? Da. Se numește ca care s-au pus mai potenuse, din 1 pe 2 la 30 grade. De asta e motiv, pentru că aici îi zicem 12 radicali în care. Am ținut în OVC dreptunic, la atunci și pe AB. Deci AB la 2 să fie egal cu... Ce scriem? Repede, AB la 2 egal cu... AB la 2 egal cu 144 ori 3. 144, lăsăm chiar așa ori 3. Minus 36 ori 3. 36 și egal cu 3244 minus 36 și egal cu... Cred că 144 în luna mălare pe 6, pe 36, multiplul de 36. 3 ori 108. E 4 ori 3. E AB la 2, egal cu 3 ori 108. 3 ori 108. 3 ori 108. Deci AB la 2 egal cu 3 ori 108 prin 2 și 5 36 ori 3, nu? Ori 3 ori 2 ori 54. 54 3 ori 2 ori 54. 54 nu mai face un pic. E 27 ori 2, adică 3 la 3 ori 2. Radical din asta aveți spune. 3 la 3 ori 2. Nu, nu. Da. 3. Așa. 2 ori 54. Și AB egal cu 3 ori 2 ori 3 la 3 ori 2. 2. 3 la... 3 la 4 ori 2 la 2. 3 la 4. Radical de 3 la 4 ori 2 la 2. 2 la 2, da. Da, și egal cu 9 ori 2, 18. 18, da? Da. Deci 18, prea mai 3 ori 24. 3 ori 24, iar de la 3 ori 24. Și acum 3 ori 1, 3 ori 24. 3 ori 24. Bine. Bun. Așa, acum vrea... Deci am să spun la AB. 18. Acum vrea PC. PC nu am aflat și pe el. Acum vrea PC. Memorie, despre ce radical din 3. Nu pot să pun de rezultate. Da. A. PC. Știm că pe A e 6 radical din 3. Așa. Pe A e 6 radical din 3, A e 6 radical din 3, P A C e din 90, pentru că pe A e perpendicular și facem teorema rupta, dar aflăm pe PC. Corect. La punctul B. Deci pe cel la 2 egal cu 2 ori 2 ori 36 ori 3 și egal cu 6 2 ori 36. Radical din 6.
Ia vezi tu, așa e bine. 66, da. Chestiile de radical din 2, triunghiul este de plânghitis așa, de radical din 2 și vine 6 radical din 3 ori radical, 6 radical din 6. Acum vreau PC și AB, măsura între PC și AB. PC și... AB. AB. Asta am zis PC. Și AB. Măsura de terminat, măsura oprimii dreptelor, pe C și AB. Așa. Pe C. Asta e reala pe C. Și AB e aia. Și AB este cealaltă, da. Adică cum pică AB pe PC, nu profesor? Așa se trage? Nu, măsura, cât e nou de 10 radical, nu? Da. Deci unghiul a două drepte din spațiu. Care e în care se întâlnesc. Deci astea sunt așa două drepte în spațiu. Și ca să găsesc unghiul a două drepte din spațiu, da. Trebuie să... Ce să fac? Atunci, el nu se intersectează, da. Nu? Trec una pe lângă alta. Uite, acele două drepte trec una pe lângă alta. Da. Și acum, cum să reușesc eu să duc ce să duc prin... Să duc un plan pe una din drepte, ca să intersecteze pe asta. O prelungim pe AB, pentru că ce? A, 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 B, dacă o prelungim, nu intersectează niciodată pe C. El trec până la pe gata. Da, un plan. El a zis un plan. Până intersectează... Înseamnă că e ceva care n-am învățat, adică nu? Nu. No. Am învățat totuși, putea să fie descurcat. Uite, Miruna, mi-am să duc printr-un punct, hai să zic prin A, o paralelă la PC. Prin A, la PC. Da. Paralela prin A la PC. Da. În clipa asta, se întâmplă ce lucru. Am măsurat unghiul dintre PC și AB, că de fapt am măsurat unghiul dintre paralela sa. Deci, dintre paralela sa și AB. Am pus o paralele la, din A la PC. Da, în planul PAC. În planul PAC. Deci, A, R, paralel cu PC. Și... A, L, da. R. R. A, R, paralelă cu PC. PC. Și atât. Atât, da. Da. Și mai avem, dacă vrem, egal cu 3 radical din 6. Pe cine? Pe? A, R. A, R, dacă o iei ca măsură. Deci dacă o iei ca măsură, exact cum ai zis tu acum, o știi cât este mare. Deci este ca lungime, cât pe C, este 6 radical din 3. Poți să-ți permiți asta. Deci în planul... Dar, hai să știm. Să facem așa, ca să înțelegi și tu un pic imaginea de spațiu. R, P, A, C, nu-i faci patrograma? R, P, A, C, este patrograma. Uite, uite cum a făcut. Dacă am zis paralelismul, el A cu P, C, două drepte paralele, te-ai pune în plan. Da. Și eu m-am dus în planul acesta. Ca să-ți... Uite, am avut așa. Deci asta e pe A, asta e pe cu A. Asta e triunghiul dreptunghic. Da? Și noi vorbim de PC. Deci A, și asta e PC. PC-ul.
Și eu vreau, și aici este timpul. Da? Deci insist să vedem. Deci aici este undeva CRO, aici este pe ții minte și tu, da? CU. CU aici. Da. Și pe o acolo, am înțeles. Pe A, asta este. Pe A. Și acum eu vreau să duc, să găsesc unghiul format de PC, asta, da. PC, da. Cu AB. Cu AB cu asta. Da. Și atunci am dus o paralelă la PC. La PC. O paralelă în planul ăsta. Da. Și a vedea unghiul pe care îl face, dacă duc paralelă, în ce plan am zis? B, A, B, A, C. Da. Duc așa asta paralelă la BC. Uite, așa arată paralelă. Și eu duc tot așa un public și fac un ce fac aici? Fac un parlogram. Digilogram. Din C? Da, și la BC paralelă pe A. Dar sunt două paralele, să zicem așa, da? Da. Și dacă le crește egale, poftim, ești egal și atunci e paragraful ăsta. Așa. P, C, A, R. Și s-a dus așa, uite așa, în lungire. Și cum nu-i siguranță că se gale? Păi eu iau ca măsură când am dus. Iau și paralele și egale, da? Păi iau și paralele și egale, ca să te convingi că e paragraful. Ei, cum era A? BA. Cum era BA? BAC și BAP. BAP, AC și BAP e perpendicular. Deci BA e perpendicular pe planul BAC. Da. Și cum era, e paralel cu BC. BA e perpendicular pe BC. Deci BA e perpendicular pe BC. BA e perpendicular pe BC. Și gata. Unghiul dintre PC și BA este nu legat, termina problema. Deci nu mai trebuia să duci paralel, nu mai trebuie nimic. Hai să ne organizăm de acum. BA e perpendicular pe AC. BA e perpendicular pe BA. Deci BA e perpendicular pe planul PAC. BA e perpendicular pe orice dreaptă din planul PAC. Deci și pe PC. Așa că unghiul dintre BA și PC este de 90 de grade. Terminat problema. Bine? Deci, la punctul B, măsura unghiul ăsta o să redactăm acum. Asta este de... Nu-mi place problema aici. De 90. 90 grade. O să facem demonstrația. Și zicem. Zicem că AB e perpendicular pe AP. A, AB, perpendicular pe AB. Sigur, da. A, perpendicular pe AB. AB, perpendicular pe AC. Deci, se spune AB, perpendicular pe planul APC. Și atunci, rezultă că AB, perpendicular pe BC. Și rezultă că măsura dintre AB și PC e ca și 90. APC. Rezultă că AB, perpendicular AB. B perpendicular și pe PC. Deci AB perpendicular pe planul perpendicular pe PC. Da. Măsura unghiului, rezultă că măsura unghiului. Deci planul AB și PC, determinanța de AB și PC, egal 90. Corect. La următorul punct, măsura între B și PC, dar noi știm deja... Distanța, distanța. De la B. Deci știm că distanța de la B la PC e BA. Nu, că am zis că BA e perpendicular pe ce? Păi perpendicular, deci este perpendicular, dar distanța de la B, BA de la punctul la o dreaptă. E înălțimea, nu? Este înălțimea ce triunghi? Este înălțimea... În pe ce? În B... Pe ce? În B, pe ce? În B, pe ce? În B, pe ce? În fața asta. Dacă
cu B. Da. Și în P, B, C. Distanța de la P la B, la C. B, C este înălțimea triunghiul B, C, P. B, C, B. B, C, P. P. Hai să zicem înălțimea. Nu știu unde pică. Dacă tu știi unde pică... Bă, pică și undeva, dar nu are cu spici la mijloc. Păi, e o prismă acolo. Da, mai este o piramidă. O piramidă, mai da. Triunghiul ăsta, B, P, egal cu 12 praie dintre ei. Care e triunghiul B, latura? Latura B, P, egal cu 12 praie dintre ei. De unde știi? Pentru că P, A, P, P, A, B, e dreptunghic. P, A, B, e dreptunghic. P, A, B, e dreptunghic. Avem aceeași situație ca la B, A, că... Asta e 6 praie dintre ei. 6 praie dintre ei, 12 praie dintre ei. Nu cred. Asta... A, B, cât e? A, B, cât e? Am aflat, uitați. 18. 6 radicali din 3 și 6 radicali din 3 e 12 radicali din 3. Cine e 12? Păi avem așa, BA egal cu 18. Corect. PA egal cu 6 radicali din 3, teorema lui Pitagora, la fel pe PB. Și avem același calcul ca la BAC. BAC. BA e 18, AC e 6 radicali din 3, BAC e dreptunghic. Avem da. Același calcul ca acolo. Deci B e 5, 16 pe 3, 16 pe 3. Deci e egal cu BP. Deci triunghiul BP, C e... Deci aici te duci la 12 ca din 3, fiindcă ai făcut... calcul odată. Chiar că greșește sunt congruente, tu observi. Triunghiul BAB și cu ABC sunt chiar congruente, da. Pentru că au, sunt dreptunghice. Da. Au pe o latură, o catetă 18, cealaltă catetă 6 radicali 3, 6 radicali 3, deci sunt triunghiuri congruente, da? Și de ce ai dedus la 12 radicali 3, ne-ai dus mai pas cu asta? Deci ăla e exercițial, așa că înălțimea o să cadă pe mijloc. Și dacă ea o să cadă pe mijloc... Mijlocul e pe ce zice? Da. Am aflat înălțimea. Deci înălțimea pică triunghiul. B, 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 C, X, cel pică chiar în mijloc. Deci B, R, E, înălțime și o află repede. Deci observația pe care o faci tu este asta, că triunghiul fiind isoscel, înălțimea